Salut, oameni buni! Acest videoclip este prezentat de EA Game Changers și le mulțumesc celor de la EA din nou pentru că mi-au acordat acces mai devreme la FIFA 21. Ce veți vedea astăzi și ce vedeți în aceste videoclipuri nu reprezintă o variantă finală a FIFA 21 și nu reflectă produsul final. Jocul încă nu este terminat, este varianta beta și asta jucăm în aceste momente. Drumul meu la Weekend League continuă. 7 victorii, 8 înfrângeri, este foarte greu și lupt în continuare pentru un rank cât mai bun. Top 200, iată, primul are 26 de victorii, departe de cele 30 de le vedem de obicei. Și în top 200 se intră momentan cu 14 victorii, bine, mai sunt multe meciuri pentru cei care sunt pe acolo. Și începe nebunia, hai să vedem cu ce joacă adversarul. Eu am această echipă pe care ați mai văzut-o. Toată lumea joacă cu jucătorii aceștia super boostați. Iată Mane, Kanté, s-a mers mai mult pe primele rând cu un Salah în echipă, Ronaldo, Mbappé. Messi nu e, Neymar nu și-a făcut nici el prezența, dar sigur este pe bancă, e normal și posibil să-l vedem pe parcurs. Balon la Ben Yedder. Iată-l pe Ben Yedder trecând, Ben Yedder, bară! Începem cu o bară, o ocazie foarte mare. Messi, perfect, visam Ben Yedder, Ben Yedder acum, gol 1-0. Încă bombă, încă îmi place maxim acest visam Ben Yedder, care, cu siguranță, va fi de urmărit și la FIFA 21. Meder, e Mbappé. Kylian Mbappé cu finesul. Wow, Alisson, super spectaculos. Multe ocazii. E penalti, ce? Cum adică penalti? Dacă aș vrea să văd reluare neapărat. Deci nu pot să cred că s-a dat penalti la așa ceva, n-am făcut mare lucru. Trent aparent a faultat. Ia să vedem. Ce înseamnă asta? Nu știu ce să zic. Da. Să sperăm că se mai schimbă astfel de lucruri și nu o să avem un jocul full așa ceva. Salah pe centru. Da, gol aiurea total, efectiv. Nu poți da penalti pentru așa ceva, nu cred. E Mbappé în care? Mbappé cu o torpilă, da, 2-1. După această lovitură liberă, jucată cu pasă frumos și găsit Kylian Mbappé de Van Dijk. Mai rar să vină Van Dijk cu asistul. Dar era super liber Mbappé. De Bruyne, Mbappé, bine de tot. Așa, o ruletă acolo și un nou șut excepțional în minutul 69. Dublă Mbappé în repriza a doua. Asta e, s-ar putea să ne aducă victoria golurile lui Mbappé. Ah, ce gol! Ben Yedder, nu-mi dau seama cum a trimis așa. E un gol diferență iarăși. O, ăsta e Son, doar ce a intrat, Son cu voleul, 4-2. Gol Son la prima fază care e implicat și clar va fi victorie. O, e o bară acolo, bară de două ori și cu Ramos. Ocazii mari. Și mai dă una, frumos l-a întors acolo pe Alisson. S-a întors cu Ben Yedder, a căzut Alisson. Oricum a fost ultimul minut, 2 minute au fost arătate de la margine. Și o victorie, 8 victorii în sfârșit. Am ajuns în Silver 2, 8 cu 8. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe, am început bine acest episod. În verde vom continua, joc doar în acest kit, în acest video. 3 jucători de gol, de o raritate. Sergi, Roberto, Marcelo, Ter Stegen. În rest sunt băieții grei. Paulinho își face prezența. Foarte rar să joace cineva cu Paulinho de 93. Da, Sergi, Roberto cu Marcelo. Cred că vor fi probleme la el pe laterale acolo. Depinde și cum joacă. Dacă ține mult de mingi, oricum o să am puține atacuri. Probabil poți să faci multă posesie și nu mai contează așa mult. Prin balon cu Messi pe partea lui Marcelo. Messi, bine aici, este Neymar, v-am zis că-s probleme acolo, direct cu artificii, atmosferă incendiară când jucăm acasă, gol Neymar în minutul 7. Oh, Ben Yedder, clar Ben Yedder, gol 2-0, imediat a venit al doilea gol,
A pierdut prea repede mingea. Messi, Mbappé, șut cu Mbappé în bară. Eram gata de 3-0. Cam ușor meciul ăsta până acum. Beneder, super, prea ușor. Trece Wissam Beneder acolo. Neymar. Neymar, Neymar. Ăsta e. 4-0. Facem scor în acest meci. Neymar, braziliana, Neymar pe stângul acum. Ăsta e 5-0 Boulevard. Neymar cu show-ul ca de obicei. Și iese reșcuit la 5-0. Nouă victorie acum. Două victorii în primele două meciuri și avansăm spre Silver 1. Mai trebuie două victorii până acolo. Ia uite ce surpriză, joacă cu Icone acest adversar. Marcelo cu Shadow totuși altceva și Hugo Lloris, portar, Beneder, Neymar. Nu l-a jucat pe Mbappé, îl băgă pe Icone acolo cu Hunter. Poate o fi mare fan Icone. Mbappé, penalti, clar, împinge Van Dijk. L-a aruncat pe Mbappé acolo, în careu. N-a avut nicio treabă. O să bată același Kylian Mbappé. Și sper eu că voi marca. No! E o mare ratare. Am vrut să dau în dreapta, după care mi-am dat seama că am bătut prost. Și e gol Neymar. Uite așa se întorc ratările mari. Dacă deschideam acolo scorul din penalti, poate era altceva în acest minut. Ha! Poftim! Gol cu capul! Adică! Ce gol e ăsta? Uite cum a trimis! Interesantă lovitură de cap. A găsit o chichiță acolo. Mbappé, ce tackle! Ia uite-o pe asta, a pierdut mingea, a fost o mică greșeală, dar am făcut tackle instant și Mbappé imediat a marcat. Oh, ce golasso Ronaldo! Cum a venit foarfeca asta! Ronaldo dă un eurogol la Weekend League, ăsta e, mă. Ce nebunie. Caută-l pe Cristiano. Cu like-ul fanii înnebuniți. Și oponentul meu vrea să vadă această mega execuție din foarfecă. Oam, Alisson. Da, degeaba. Ce-a căzut toată lumea pe jos. Da, o nouă înfrângere. 9-9 mi-amintește de recordul meu când am făcut acel challenge cu echipa Full Silver la Weekend League în august. Varane, perfect! La Mbappé și de acolo nu putea rata acest card al lui Mbappé. Super corner. Oh, joacă bine, o joacă bine în pase. Mă egalează, bună fază. Nimic de zis. O, Mbappé recuperează, Ben din prima. Ăsta e 2-1. Messi, Lionel Messi, pasa Ben, da, 3-1. Ăsta e, din nou Ben Yedder, magistral la finalizare. Oh, ce atac bun, ce finalizare, ăsta e, super, 4-1, un meci în care domin, pare că voi câștiga. Ben Yedder, Mbappé pe dreptul, Manita, golul 5 și e golul la care multă lume iese. Se întâmplă rage quit.
Victorie categorică după un meci precedent mai greu. 10 cu 9 acum. Meciul 20 din acest prim weekend link pentru mine. Folosește Fabinho și Courtois. Suarez, Corea de 86, ce are pe acolo și un Teles. O echipă pe care n-am mai văzut-o, uite, vine cu noutăți. Pep Guardiola e antrenor, e bine, a prins bine pe antrenori. Ce centrare bună! Ia uite că sunt anumite centrări care posibil să funcționeze cum e asta. A câștigat, evident, duelul aerian acolo Mbappé și a și trimis perfect. A intrat pe linia de Corea, jucătorii de gol erau doar pentru chemistry. Gândit bine. În concentrare, uite-l bă pe ăsta. Că ăsta știe, cred că a jucat, ne-a rupt centrările în două. Bine, avem de învățat câte ceva. Mbappé, Ben, gol pe suportar acolo șutului Ben Yedder. 2-1, trebuie să mă feresc de acele centrări. Mari probleme pe flancuri, nu mai așteptam să joace așa. E primul oponent de care dau care să centreze, dar ăsta și știe bine jocul. Am făcut penalti. N-am vrut. Nu voiam neapărat să fac tackle acolo, iau și roșu. O comit! Pățesc des în ultima vreme. Nu trebuia să intervin așa. Greu fără Virgil. Al doua apăr, dar degeaba, oricum nu se marca, nu o să l-am pe Van Dijk. Trebuie făcută o modificare acolo. Renunțăm la De Bruyne, Kanté e foarte important pentru echipă. Și la De Bruyne o să intre acolo De Ligt. Da, era gaură acolo. Oricum e primul weekend league în beta. Nu-mi fac probleme asupra rezultatului, mai mult de antrenament, penalti. Van Dijk, a lui, iată omul care face penaltieri. Și voi bate cu Mbappé. Și sper eu destul de bine. În dreapta, Mbappé, gol, 3-2. Nu e gata, dar greu de crezut că în 10 pot să mai fac față. Iar a greșit. Iată-l și pe el ce face, Ben, gol. Hai că e și el la fel ca mine. Neymar, iată spațiile. Spații mari aici, Neymar, Mbappé, superb control și șut. 4-3. Ce? Asta chiar nu mă așteptam. Bravo, Neymar. Ben, la Mbappé, Kylian Mbappé, 5-3. Chiar nu credeam că voi ajunge aici, mă gândeam că o să mă învingă, mai ales la cum a început meciul. Nu. Gol din corner. Fiți atenți. Nu mai mut portarul cu ăsta, gata. Deci au revenit golurile direct din corner. Budescu. E direct Budescu. Van Dijk. Van Dijk a dat? Serios? Wow. Mbappé primește. Kylian șutează. Kylian și e gol. 6-4. Ăsta e cel mai spectaculos meci de până acum, de la FIFA 21 pe care l-am jucat. 10 goluri și continuă. Frumos. Super. Încă o dată, centrare pe jos aici. Cred că a trecut Ronaldo prin adversar, nu contează. 6-5. Iar am un gol avantaj. Nu, multe spații, nu. E offside, doamne. 6-5 rămâne, e offside acolo. Messi, ce fază. E gata, mă, 7-5. Super fază de pas. Merg bine tot pasul, îmi place sistemul de passing. Messi marchează poate ultimul gol pentru că a pus pauză, nu cred că mai face schimbări. Este la 7-5, o mega partidă. Acum 11 victorii, Silver 1 oficial, 11 cu 9. Iarăși Thibaut Courtois în poartă. Teles, bun fundaș stânga, bine să l-ai pe 389, nu l-am în echipă. Mbappé cu Neymar, șahmat.
1-0, bravo, mă, băieții de la Paris Saint-Germain. Messi, gol, s-a uitat Tibo, nu știa ce să facă, spectator, Messi, super gol, 2-0. Oh, ce centrare, bun! Ăsta am învățat și eu, m-am uitat puțin pe centrări după ce mi-a dat la două goluri, am mai învățat niște centrări, astea e cu R1, L1 și apeși pe centrare, este... O minge super utilă în aceste momente pentru a trimite în carul direct, preluare și gol foarte des iese. Bine Mbappé, n-am nicio treabă acolo. Lejer prin defensiva oponentului, se trece ușor în aceste momente. Ben, golul de onoare. 4-1, care se poate transforma uneori în mai mult, depinde cum va evolua el de aici. Ei, uite-l! 4-2! Nu e de joacă. În primul Ben Yedder, ăsta e mă, 5-2! Părea că revine, dar am jucat mai atent și marchez iar cu Ben. Se termină aici, 5-2. 12-9. Încă două până la gol de 3. Încă o partidă. Și are și el 88 chem. Și a băgat acolo toți jucătorii de clasă. Oh, ăsta e Mbappé pe lângă. Doamne, ce ratare. Super dribbling-uri, dar finalizarea n-a fost deloc bună. Ăsta e Ben Yedder din prima gol. Ben Yedder are finishing-ul ăla monumental. Cu 5 stele Wickfield, n-ai treabă. Gol în minutul 25. Mbappé, bine. Scorpion kick! Încă un golasso! Primul meu Scorpion kick la FIFA 21 și ce minunăție! Ben Yedder! Da, mă! Gol, gol, gol! Asta e, mă! Distrugere totală! Oh, Agüero! 2-1, Agüero! Mai reduce din diferență! Oh, bravo, bă, Mbappé! Gol, mă, 3-1, super, super gameplay, excelent. Oh, Messi! Ne scăpăm pe Messi, ce face defensiva? 3-2, se joacă în continuare. Bun, nu! E 3-3, ia uite-mă că m-a egalat. Mane! Ratează Mane! L-am băgat pe Mane și uite ce face, mare ratare. Da, 3-3, avem prelungiri. Ce revenire pentru el. Ronaldo la Messi, gol! Messi! În minutul 123 s-a lăsat jocul să continue, un gol clasic de ultimă secundă, Lionel Messi din pasa lui Ronald. Ce meci a fost acest. Și cu Scorpion kick-ul și cu acest gol în ultima secundă, 4-3, nebunie totală la Weekend League. Iată din nou Scorpion kick-ul. O mega execuție a lui Ben Yedder. Anihilați cu toții, ieșiți cu portarul. Și se dă gol în stil mare. Visam e acolo. Iată-l în slow motion și cum sare iarba, un mic detaliu. Astfel, iată, o victorie, distanță de gol 3, 13-9. Am redresat puțin recordul după un episod precedent în care am avut mari probleme.
Ultimele 8 meciuri o să fie data viitoare și veți vedea atunci unde mă clasez. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like acolo. Cam atât, prieteni. Pa, pa!